atmosfera e excelentă, oamenii sunt pozitivi, e tot ceea ce trebuie pentru un astfel de eveniment. Business Days la Cluj pentru sesiunea asta, cred că toți participanții au simțit lucrul ăsta, e mult, mult mai interactiv și e mult mai ușor de comunicat cu cei care vin aici, pentru că deja știu despre ce este vorba și știu cum să folosească Business Days ca și instrument de business. Multă agitație, multă lume, oameni interesanți, multe informații care ai de unde să le preiei, doar mai trebuie să le și aplici. La conferința de acum mi-a rămas foarte clar în minte ideea că pentru a reuși sau pentru a învăța, pentru a te dezvolta, nu poți să faci singur, ai nevoie de altcineva, doar împreună poți să crești. În viață poți să faci orice, trebuie să privești înainte și să încerci să spargi zidurile din jurul tău. Asta mi-a plăcut. Business Days are o atmosferă extraordinară atunci când vine vorba de networking și cred că ăsta este punctul forte pe care îl are Business Days-ul, pentru că vii, cunoști oameni noi, poți să creezi relații noi și ce e un lucru foarte important din toate punctele de vedere, și personal, dar și pentru afacerile tale. Și vă rog să lăsați mâinile până în spatele cetei unui coleg. Ambele. Așa. Și acum să spuneți bravo, 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 bravo. Afirmația lui Loran, ieși din ou, depășește-ți condiția, să gândești out of the box, ca să zic așa. O idee genială, chiar care am auzit de la Dan Pitic, faptul că 2 plus 2 egal cu 4,1. Nu poți să fii lider dacă ești sus pe munte și ești singur acolo, ci trebuie să fii în mijlocul mulțimii și acolo să-i conduci. În primul rând, partea aceasta de cunoaștere, partea de interacționare. Genul acesta de evenimente ajută, în primul rând, participanții tineri care văd pe cei cu experiență, cei care au reușit, care le oferă modele pe viitor. Pe drumul de a face primul pas spre a fi o afacere și am primit curaj și optimism să mă duc mai departe. Fii liber, gândește, fii creativ. Nu, să nu-ți pui piedici, gânduri autolimitative și așa mai departe. Țintește sus, că succesul va veni la un moment dat. Sperăm să se mai întâmple evenimente de genul ăsta și speakerii care ne-au onorat cu prezența de această dată din Cluj sau din afara Clujului să mai revină și să găsească audiența interesată ca și acolo.